La secția de votare numărul 46 din incinta Școlii Generale numărul 7 se află pe liste 1470 de persoane cu drept de vot. Printre acestea se află și candidatul Ionel Dinu, care, hotărât să producă o schimbare în Giurgiu, s-a prezentat la urne în jurul orei 16. Am votat pentru adevărata schimbare. Am votat pentru cetățenii de municipiul Giurgiu să revină la ceea ce a fost odată. Vreau împreună cu colegii mei care astăzi au candidat și care cred că unul dintre noi va ieși primar. Poate nu o să fiu eu acela, dar este important ca programul meu pe care l-am lansat politic și electoral, în campanie electorală, să fie pus în aplicare, fiindcă Giurgiu are nevoie de un spital municipal, Giurgiu are nevoie ca învățământul să redevină acolo unde a fost odată. Vreau ca să trăiesc într-un oraș unde gigacaloria să fie ieftină, așa cum sunt și în celelalte orașe ale țării. Vreau ca cetățenii să nu mai fie deprimați, vreau să fie bucuroși, să fie cu zâmbetul pe buze atunci când ies în oraș și vreau ca cât mai multe locuri de muncă să se facă în Giurgiu. În ceea ce privește prezența la vot, la secția numărul 46 de la școala 7, au votat până la ora 17.524 de persoane, adică 35,71%. Per total, în municipiul Giurgiu au votat până la ora 17.190 de persoane, adică o prezență de 29,32%. La alegerile locale din 2012, în municipiul Giurgiu s-au prezentat la vot 58,54% dintre alegători.